Dură merge mai departe. Premierul i-a întors spatele unui bărbat din comuna Ghercești, județul Dolj. Omul i-a prezentat lui Florin Câțu o problemă pe care o întâmpină legată de un teren, plângându-se că prefectul nu i-a dat niciun răspuns. În urma unei solicitări mai vechi, un apropiat al premierului i-a transmis omului să vorbească cu prefectul, timp în care premierul Florin Câțu și-a văzut liniștit de drum. Haideți să vedem aceste imagini. Mă numesc Frica Adrian, sunt din comuna Ghercești. În zona aceasta am teren pe 41. Nu sunt puse în pozeție. Documentele care mi-au venit de la comuna Ghercești și la prefectură sunt false pentru autorizație. Am documente care o să vă trimit, toate documentele. Domnul prefect nu a dat niciun răspuns. Credeam că a plecat PSD-ul, dar a rămas tot PSD-ul la putere. Am înțeles. Da. Domnul prefect știe care toate documentele care sunt la Ghercești. Sunt 127 de persoane care trebuie să fie puse în pozeție. Terenul este terenul Ghercești, nu este terenul statului. Am de la ADS, toate documentele care trebuie. Domnul prefect, să bine să facă... Domnul prefect, rămâneți, vorbiți cu dânsul. Da? Vorbiți cu dânsul, domnul prefect.